Dumnezeu care este prezent aici și Hristos care este prezent în mijlocul nostru în această seară poate să aducă un răspuns la nevoile noastre și la întrebările noastre fără răspuns. Slăvit să fie Domnul! Dar dacă nu va fi în această seară, ce va trebui noi să facem? Dacă nu va fi astăzi, știți ce va trebui să facem? Să continuăm să lăudăm numele acestui Dumnezeu măreț. Și vreau să citesc din Scriptură în debutul acestei serii, să vedeți
felul în care ar trebui să ne proșternem în închinare înaintea lui Dumnezeu în această seară. Și spune psalmistul în Psalmul 28, binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Acest Dumnezeu în fața căruia ne închinăm este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului Său. El este stânca izbăvitoare a unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Cum ar trebui noi să-i răspundem acestui Dumnezeu care se implică, așa cum am citit în versetele anterioare? Auziți cum, dragii mei, fii ai lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită în numele Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și spune versetul 3, glasul Domnului răsune pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Eu îmi doresc în această seară glasul lui Dumnezeu să se adune în mijlocul nostru, să se audă în mijlocul nostru. Îmi doresc în această seară glasul lui Dumnezeu să vorbească inimii mele și inimii dumneavoastră deopotrivă. Fiți binecuvântați în casa lui Dumnezeu. Fiți bineveniți în casa lui Dumnezeu. Această seară este importantă nu prin prisma prezenței mele aici sau a prezenței dumneavoastră, deși este necesar să fim la părtășie. Această seară este binecuvântată prin prisma prezenței slavei Împăratului Împăraților și a Domnului Domnilor. Ei, dacă vrem să auzim glasul Lui în această seară, haideți, așa cum citeam în acești doi psalmi, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească slavă numelui Său. Așa cum stăm ridicați, ne închinăm Domnului prin rugăciune.
care și astăzi, în această dupămasă, în casa Lui, și putem spune că numai Harul Lui dumneavoastră aici. Am fost provocat la această rugăciune și gândul meu, îndemnul meu este în special pentru tine, dar vorba tatălui meu, el la 50 de ani, încă e tot tânăr și așa, dar și pentru cei mai vârstnici se potrivește. Ca să nu excludem pe aceia mai vârstnici, mă gândeam la o imagine care s-a născut dintr-un pasaj al Apocalipsei. Și acolo avem o imagine despre cutremurul de pământ. Avem această expresie și întotdeauna ne gândim, cel puțin eu mă gândesc, cutremurul de pământ, un mare cutremur de pământ. Că dacă în multe zone ale lumii, în aceste vremuri și în anii care au trecut, au fost cutremure mari de pământ, cum o fi acela? Și mă gândeam, în ce privește cutremurul ar fi bun, ziceam eu, și pentru noi. Dar nu acest cutremur de pământ, ci cutremurarea ființei noastre. De ce să ne cutremure Dumnezeu cu puterea Sa să ne trezească? Pentru că ne uităm de-a lungul anilor și vedem în urma noastră că prea mult ne-am înrădăcinat în această lume. Prea mult am pus preț pe ceea ce este material, ceea ce este trecător. Și totuși Cuvântul lui Dumnezeu spune că toate acestea vor avea. Zic ca Domnul Dumnezeu să ne ajute fie pe cei tineri, fie pe cei mai în vârstă, să putem să înțelegem că nu înrădăcinarea în pământul acesta, în lucrurile trecătoare, trebuie să facem, ci înrădăcinarea aceea în Cuvântul lui Dumnezeu și în cele sfinte. Amin. În Proverbe, capitolul 13, versetul 13, spune în felul următor: cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Un scurt îndemn și o provocare la rugăciune în această seară vreau să fie pentru noi, tineri, dar nu mai am spus. Și zic ca Dumnezeu, în mod special pentru tine, să ne ajute, mai mult, să ne ajute să ne înrădăcinăm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne înrădăcinăm acasă, ne pierdem. În Psalmul 119, Psalmul 119 cu versetul 9, câteva versete vreau să spun din acest psalm care privesc Cuvântul lui Dumnezeu și Psalmul 119 cu 9 începând. Cum își va ține tânărul curată cărare, îndreptându-se după cuvântul tău? Foarte sigur. Versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Versetul 57 din același psalm. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Psalmul 119 cu 97. Cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Psalmul 119 cu 105. Cuvântul tău este o cameră pentru picioarele mele și o lumină de cărarea mea. Versetul 162. Mă bucur de cuvântul tău, ca cel ce găsește o mare pradă. Versetul 167. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Versetul 172. Să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Iată câteva versete care ne spun despre Cuvântul lui Dumnezeu și ce anume este El pentru noi. Cel puțin pentru psalmiști vedem ce era Cuvântul lui Dumnezeu care le ține pe calea Lui. Mă întrebam cum am fi fără Biblie.
Cum a fi noi ziua de astăzi fără nimic? Ce s-ar ce cere și ce ne-am învățat din Scriptură? Nimic, aș spune noi. Cel puțin nimic bun. Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat și, repet, tinerilor, ne-a fost dat, nu le-a fost dat celor care sunt pensionari și stau acasă și nu au ce face, că noi avem prea multe și că suntem tineri și mergem încolo și încoace, nu avem vreme de asta. Ne-a fost dat. Ne-a fost dat nouă ca să înțelegem voia lui Dumnezeu și cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să pășim în această lume. Și zic ca Dumnezeu să ne împlinesc. Având în vedere că am ascultat cel puțin două, trei predici despre Cuvântul lui Dumnezeu, nu are rost să poposim prea mult asupra acestei învățături și nu știu bine că trebuie să citim, să studiem, să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Frații mai vârstă, zis amin. Amin, tinerilor. Probabil o să vă convingeți de-a lungul vremii. O să vă convingeți atunci când veți fi într-o situație nu ușoară și nu știți încotro să o luați, ce să faceți, cum să acționați. Și vă veți îndrepta spre Cuvântul lui Dumnezeu și vedeți soluția. Cu siguranță, suntem tineri, suntem mai bine încercați. Datorită vârstei, probabil. Datorită umblării noastre cu Dumnezeu, dar Dumnezeu ne cheamă să umblăm cu El, să citim Scripturile, să trăim Scripturile. Amin. Aș vrea să fac o legătură oarecum cu ceea ce scrie în Marcu 7. S-a amintit nu de multe săptămâni, dacă nu mă înșel, despre datele bătrânilor și spunea Domnul Iisus, cu ghilimele, siguranță, că ce frumos știți voi, vorbinii despre farisei, despre cărturași, să schimbați Cuvântul lui Dumnezeu și să înlocuiți cu datele voastre, datele bătrânilor. Și acolo, ca să ne reamintim, nu mai știu, dar spun doar că se vorbește despre o mare mărturie, spun eu. Adică, în loc să-ți ajuți părintele, mama și să-ți ajuți tatăl, tu spui, este dat corban, tot ce este al meu, tot ce sunt eu. Adică, este închinat lui Dumnezeu, știi, tată, mamă, eu nu mai pot să te ajut cu tare lucru sau cu tare lucru. Trebuie să plec în cu tare lucru, să fac cu tare lucru. Și iată cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, se desfințează porunca lui Dumnezeu. Și este, de fapt, și prima poruncă care este însoțită de o răsplătire, nu? Aș vrea să mergem înaintea lui Dumnezeu în următoarea rugăciune și să ne gândim bine, să conștientizăm bine ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, în rădăcinarea Cuvântului Dumnezeu, ca și tânăr sau vârstnic, care suntem aici. Și, într-adevăr, să trăim o viață așa cum Dumnezeu ne spune. Sunteți tineri și eu sunt tânăr, nu cu mulți ani mai mari decât voi de aici. Și vreau să vă spun ca de la tânăr la tânăr, că probabil mulți dintre voi nu ne ascultă pe frații mai în vârstă. Am fost și eu odinioară cu ideea asta. Nu știa ce vremuri se astăzi. Trăim pe vremea lui Ceaușescu. Dar vă spun ca din partea unui tânăr care trece și a trăit în vremurile noastre. Trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Se spunea în vechime că poporul moare din lipsa de cunoștință, nu? Dar la întrebe, asta oare nu mai e valabil? Citim prea mult Scriptura, ne îndeletnicim prea mult cu Cuvântul Domnului, ascultăm prea multe predici acasă sau la biserică. Cu siguranță, când e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, când e vorba de învățătura biblică, pot să spun și să afirm că niciodată nu e prea mult. Când e vorba de cele sfinte, nu e prea mult. Când e vorba de
relaxare, de distrare, atunci poate să fie prea mult și, într-adevăr, uneori e chiar prea mult. Aș vrea dar să ne ridicăm în picioare, fraților, tineri. Să venim înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune și provoc frații în vârstă care au copii aici și chiar dacă nu i-au, provoc în această rugăciune mai cu foc să roage pentru ei, să ne rugăm în mod special pentru ei și mă implic și pe mine, să ne rugăm și vă rog să vă rugați pentru noi, pentru că în aceste vremuri, așa cum se spune de la acest ambon și de la altele, sunt vremuri grele, vremuri în care adevărul este contorsionat, este pervertit, este tot ce vreți voi, dar nu este spus așa cum este, cum trebuie să fie. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm în mod special pentru tineretul bisericii, pentru viețile lor, în ce privește viața lor trupească, că și aceea e importantă, dar mai ales viața spirituală. Aș vrea să provoc, așa cum am zis, frații în vârstă, să vă rugați mai cu foc, mai cu credință, fiindcă consider că sunteți mai experimentați decât noi și nu greșiți. Pentru că așa este și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață asta. Și totodată tinerilor. Uitați-vă în viețile voastre și să ne uităm în viețile noastre. Să ne întrebăm, oare stau bine cu Scriptura? Stau bine cu cele sfinte? Și dacă nu, sau scârție, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem putere și o dragoste și un foc să ardă noi pentru Cuvântul Lui, pentru lucrurile plăcute Lui. Și Dumnezeu să merge pe la aceasta. Mergem în rugăciune. Yeah.
Să păstrăm această dorință în inimile noastre și să dorim în continuare să lăudăm pe Dumnezeu. Deschidem Scripturile la Evanghelia pe care o scrie Marcu, la capitolul 10, de unde vom citi de la versetul 46 până la versetul 52, un paragraf pe care Dumitru Cornilescu l-a așezat sub următoarea denumire, Orbul Bartimeu. Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 10, de la versetul 46, zice în felul următor. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetător orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată, orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă rog să ocupați. Având în vedere importanța evenimentului de ieri, când am pledat pentru viață, având în vedere că știam că astăzi împreună cu tinerii vom sluji lui Dumnezeu, m-am gândit să aduc în atenția dumneavoastră și a tinerilor, în același timp, un mesaj pe care l-am intitulat, sugestiv, zic eu, Prinț sau Cercetor? Pentru că cele două cuvinte descriu două moduri de viață radical diferite. Voi începe în această dupămasă de o concluzie la care mă gândesc că fiecare din dumneavoastră aderați. Când vorbim despre viață, să recunoaștem că toți, indiferent despre cine vorbim, dorim să trăim o viață de pas. La finalul căreia să se spună a trăit fericit până la adânci bătrâneți. În ce mă privește, dacă e să mă întrebați, voi zice da, doresc să trăiesc mulți ani pe pământ, deși știu că dincolo este veșnicia promisă de Hristos. Dacă e să mă întrebați, voi fi sincer cu dumneavoastră și voi recunoaște că da, vreau să mă bucur de nepoți și de strănepoți dacă Dumnezeu va îngădui să mi se întâmple în așa fel. Sunteți aici dintre dumneavoastră care deja sunteți bunici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am o veste bună, așteptați și strănepoții și Dumnezeu să vă binecuvinteze în sensul acesta. Deși căutăm să trăim o viață de bas, la finalul căreia să se spună a trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Știți care este ideea asupra care vreau să vă atrag atenția? Mai important decât numărul anilor este calitatea trăirilor. Unul dintre foștii președinți ai Statelor Unite ale Americii spunea că, în definitiv, nu anii din viața ta contează, ci viața din anii tăi. Frații mei, dacă se întâmplă să trăim puțin pe pământul acesta, să trăim cu folos, dacă Dumnezeu ne-a dat o viață, să ne bucurăm de ea și să trăim o viață de calitate. În definitiv, nu anii din viața ta contează, ci viața din anii tăi. Și atunci când vine vorba despre identitatea copiilor lui Dumnezeu, avea să spun așa de frumos Domnul Iisus, în ausul și în urechile ucenicilor, în ce mă privește pe mine, Hristos Mântuitorul, am venit ca oile mele să aibă viață. Și este prea puțin să ne oprim aici. Să spunem adevărul până la capăt. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. E prea puțin să trăiești. Este necesar, conform acestei ziceri a Mântuitorului, să trăiești o viață din belșug. Și știm că cel care poate să facă în așa fel încât viața noastră să aibă valoare, nu doar din perspectivă pământească, ci eternă chiar, este Hristos Domnul, Mântuitorul vieților noastre. Dacă Dumnezeu dorește să trăim o viață demnă, în care să ne bucurăm de libertate și de a sa creație, ce face diavolul? Dorește, în măsura în care poate și este îngăduit de Dumnezeu, să ne facă robi pământului, să ne vindem sufletul pe lucruri de nimic, să experimentăm păcatul în dimensiunea aceasta plăcerii de o clipă. În schimb, vine Hristos și ne zice, nu faceți asta, pentru că viața este mai mult decât
80 de ani sau 90 de ani, eu pot să vă dau o veșnicie, tot ceea ce trebuie să faceți este rămâneți alături de mine. Dacă promisiunea lui Dumnezeu este veșnicia, promisiunea diavolului este una ancorată în prezent, pentru că în cel privește nu are viitor. El știe că va veni judecata într-o zi pentru el. De aceea, propunerea lui este, trăiește clipa. Simte-te acum bine, nu mai căuta să-ți umpli mintea cu veșnicie, cu ceea ce este dincolo. Trăiește momentul acesta și bucură-te de el, atâta timp cât poți. Prinț sau cerșetor. Două tipuri de viață radical diferite una de cealaltă. Care este elementul care face diferența? Ceea ce face diferența este o persoană și acea persoană este Hristos Domnul. Calitatea trăirii este dată de felul în care noi, ca și oameni, ne raportăm la Hristos. Și am citit pasajul acesta pentru că este sugestiv. Fiți atenți, vă rog, din nou, la versetul 46 și la versetul 52. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, subliniez, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Versetul 52. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Știți ce înțeleg eu din pasajul acesta? Că până în momentul în care omul se întâlnește cu Hristos, da, așa cum mi s-a întâmplat mie și cum mi s-a întâmplat lui Bartimeu, ne trăim viața undeva lângă drum, dar atunci când ne întâlnim cu Hristos, având parte de această schimbare pe care El o face prin Duhul Sfânt în inimile noastre, suntem luați de lângă drum și puși pe drum alături de Iisus. În compania ucenicilor și în compania oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă în primul caz ești numit cerșetor, așa cum a fost Bartimeu, în al doilea caz ești prinț, întrucât cel pe care îl urmezi nu este un om oarecare, ci este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Avea lui Ioan în Apocalipsa să-i se deschidă o fereastră spre cer și să strige Ioan, să exclame, am văzut că pe coapsa lui era scris Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și dragii mei, dacă cel pe care îl urmăm este Rege și este Împărat, înseamnă că identitatea mea și identitatea dumneavoastră nu este una de cerșetor ori de cerșetoare, ci ar trebui să ne numim pe drept vorbind prinț și prințese pentru gloria Domnului Iisus. De aceea avem parte aici de două modele care se exclud reciproc, prinț sau cerșetor, pe drum după Iisus sau lângă drum. Pentru că este important să delimităm cele două locuri. Știți de ce? Pentru că lângă drum, dragii mei, este locul mizeriei și al neajunsurilor. Este locul propriilor plăceri și al unui sistem de valori distorsionat. Dar pe drum după Iisus este drumul Harului, al veșniciei promise de Cel prea înalt. Este singurul care duce în Împărăția lui Dumnezeu. O, sunt sigur că de multe ori vine diavolul și zice, faceți din drumul acesta un drum cu du-te vino, mai du-te și pe la biserică, mai du-te și prin locurile în care îți știrbești haina aceea de prinț pe care ți-a dat-o Iisus. În schimb, nu! Drumul acesta al veșniciei, potrivit Scripturii, este un drum cu sens unic și nu avem voie să ne oprim prin toate locurile, ci să mergem înainte din dorința aceasta sfântă ca într-o zi să ne bucurăm de a sa prezență, de aceea spun Domnul să ne dea putere fiecăruia dintre noi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, viața trăită pe pământ nu-și găsește împlinirea, o satisfacția în ceea ce facem noi. Pentru că golurile acestea spirituale nu pot să fie umplute cu performanțe de altă natură. Tot așa cum setea este potolită de un pahar de apă rece, la fel, dragii mei, sufletul nostru este săturat de Cel care este pâinea vieții. Și avea să scrie Rabbi Zaharias, despre care eu v-am mai zis, a influențat foarte mult viața mea omul acesta, următoarea mărturie. Un om a mers la Las Vegas să găsească ceva care să-l satisfacă și să-l împlinească. Dar s-a sinucis lăsând în camera de hotel un bilet pe care a scris, aici nu găsești răspunsuri. Unde sunt răspunsurile? Avem întrebări multe. Avem întrebări așa de multe. Dar toate aceste întrebări, sau ca să fiu mai exact, unele dintre ele,
pentru că la unele vom primi răspuns doar dincolo, însă cele mai multe dintre ele pot să-și găsească răspuns în persoana Domnului Iisus Hristos, în momentul în care noi ne întâlnim cu El. Repet întrebarea, prinț sau cercetor? Pentru că da, Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru fiecare om. Chiar dacă ni s-a întâmplat de atâtea ori în viață în care noi să privim spre cineva și să zicem El, cu siguranță că nu mai are niciun viitor și nicio nădejde. În schimb, Dumnezeu este maestru în a schimba răul în bine, în a schimba un om despre care zicem că nici Dumnezeu nu-l mai poate schimba și poate să facă un sfânt pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă Pavel ar fi trăit azi, iertați-mă, aș fi spus despre el, pe el, nici rugăciunile noastre, nici postul nostru, nimic din ce facem nu mai schimbă. Dar este unul care răsucește tot mecanismul omului și inima de piatră o transformă în inimă de carne. Și tot zelul în a persecuta creștinii a fost transformat și ridicat într-un zel de a predica Evanghelia oricărei făpturi. Așa l-a schimbat Dumnezeu pe omul acesta. Așa ne poate schimba Dumnezeu pe noi. Dacă știm că haina pe care o avem nu mai este cea de prinț, ci este una demnă de un cercetător. Avea profetul Ieremia să zică în capitolul 29, versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și s-a întâlnit într-o zi Bartimeu cu cel care avea să-i dea un viitor și o nădejde. N-a fost responsabil omul pentru transformarea vieții lui, ci Hristos, Mântuitorul. Și l-a întâlnit Bartimeu pe Iisus într-o zi. Și haideți în minutele următoare să vedem de ce a fost posibilă această schimbare în viața lui Bartimeu. Cum se face că Bartimeu i-a dat lui Iisus o haină de cerșetor? Și Iisus i-a dat o haină care l-a făcut prinț pentru gloria Cerului și pentru gloria lui Dumnezeu. Și vom zice în primul rând că schimbarea experimentată de Bartimeu a fost posibilă deoarece a recunoscut nevoia urgentă de salvare. Am observat odată cu trecerea anilor că există un strigăt la care niciodată Dumnezeu nu rămâne indiferent și pe care El niciodată nu îl tratează cu superficialitate. Știți care e acel strigăt? Ajutor! Atunci când oamenii strigă ajutor, Dumnezeu se oprește. Se uită spre omul acela și zice, ce dorești? Avem argumente în Scriptură, dar când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude. În schimb, știți cum am interpretat noi azi? Dacă e să ne gândim din perspectiva noastră, din perspectiva felului în care noi ca și oameni acționăm, astăzi acest strigăt este semn de slăbiciune, e faliment, înseamnă că ți-ai ratat viața. Cum adică să strigi? Că o să te audă prietenii tăi, cei în fața cărora ai creat un om puternic, pe care nimic și nimeni nu-l doboară. Știți ce îmi place la Bartimeu? Pe Bartimeu nu l-a interesat ce zic alții, ci doar atât. Oare ce zice Iisus la problema mea? Și spune versetul 46, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și a strigat Bartimeu, și a strigat încă o dată, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Pentru că acest strigăt este ancorat în credința că Dumnezeu aude și că Dumnezeu poate răspunde nevoilor noastre. În sensul acesta, în această dupămasă, au fost trimise pentru a ne ruga două bilete. Și sora Rosu cere milă din partea lui Dumnezeu pentru mama dumneaei, Elena. Și spune, Dumnezeu să-i întărească credința și să-i vindece trupul. Și Dumnezeu poate să facă întocmai. Să păstrăm în mințile noastre un cuvânt de rugăciune pentru sora Elena. A mai fost trimis un bilet în care am fost îndemnat să ne rugăm pentru Andreea care este bolnavă. Se cere milă și știm că Cel care este în mijlocul nostru poate să aducă milă. Slăvit să fie numele Lui. Știți ce este interesant? O să exprim poate adevărul acesta într-un mod mai tineresc. Am ajuns să trăim vieți în Photoshop. Fardăm slăbiciunile pe care le avem din dorința de a crea iluzia unor superputeri pe care le ținem în secret. Dar vine ziua, în ce mă privește și în ce vă privește, în care capitulăm și strigăm ajutor. Poate unii dintre dumneavoastră nu sunteți mai departe de ziua de ieri,
de ziua de alaltelor săptămâna trecută. Poate unii vă aflați astăzi în miezul unei astfel de situații și strigați ajutor. Dragii mei, Iisus are milă de noi. Bartimeu, privind din nou un text, văd că a avut trei mari probleme care s-au evaporat la întâlnirea cu Hristos. Fiți atenți, înainte de toate, Bartimeu a fost orb. Pentru o clipă, haideți să căutăm să facem exercițiul acesta imaginar. Cum ar fi să fim orbi? Să fim privați de frumusețea naturii, de frumusețea întregului univers. Să nu avem această posibilitate de a le vedea fizic copiii, să-i recunoaștem numai dacă vom pune mâna și vom recunoaște numai în urma trăsăturilor fizice. Cum ar fi? Uneori, parcă universul nostru se clatină când vedem că avem la ochelari plus 1 sau plus 2, ori minus 3 sau 4. Omul acesta a fost orb. Și mai mult ca sigur că această problemă de natură fizică a determinat-o pe cea socială, spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost cerșetor. Să străiești efectiv viața de pe azi pe mâine. Și-a tărăgănat existența de pe azi pe mâine, probabil că singura mâncare caldă pe care a mâncat-o a fost la cantina socială. Și de parcă problema fizică și cea socială n-ar fi fost îndeajuns. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut și o problemă de natură relațională. Pentru că spune versetul 46, au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi, nu încetate, pentru că locul tău nu este cu noi, tu ești orb, ești cerșetor, tu trebuie să stai aici, în afară. Cum ar fi să fii privat de accesul la templu? Privat de a locui în cetate, nu în afara ei. Să fii pur și simplu privat de tot ceea ce înseamnă relație. Știți, dragii mei, care este vestea bună? În locul singurătății, Hristos oferă o familie. În locul respingerii, Hristos oferă acceptare. Și-a făcut Bartimeu atunci ce a știut mai bine, versetul 47, Iisuse, ai milă de mine! Și în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus, Bartimeu a auzit întrebarea care avea să-i schimbe radical cursul vieții. Versetul 51, ce vrei să-ți fac? Este frumoasă întrebarea, nu? Ce vrei să-ți fac? Întreabă Iisus aici pentru că n-ar ști de altfel răspunsul? Cu siguranță că nu. Hristos aici nu-și satisface curiozitate. Întreabă nu pentru că nu știe, ci pentru că vrea să-l determine pe Bartimeu să înțeleagă, indiferent cât de mare este problema ta, eu, Iisus, am puterea să te ridic din locul acela. Indiferent de răspunsul pe care avea să-l primească, Hristos avea o soluție. Pentru că El are putere în cer și pe pământ. Și avea El însuși să spună în Matei 28:18 că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este puterea care deschide ochii orbilor. Este puterea care deschide urechile surzilor. Este puterea care redă mobilitate picioarelor și mâinilor care și-au pierdut mobilitatea. Și vestea bună e următoarea. Este Mântuitorul nostru. Este Tatăl nostru. Și noi putem fi copiii Lui Dumnezeu. Interpretând această infirmitate în chip duhovnicesc, atât de mulți oameni sunt astăzi orbi din punct de vedere spiritual. Așa de mulți oameni. Nu văd de multe ori ceea ce este dincolo de această viață fizică. Trăiesc în întuneric nu doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere spiritual. Uneori, poate că noi înșine suntem dintre aceia care bâșbâim, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, tocmai din cauza problemelor noastre cu ochii. Și poate veți zice, dar ce probleme, frate? Auziți ce zicea Pavel în Roman 2:4? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință? Vedem bunătatea aceasta lui Dumnezeu. Este prezent în viețile noastre în fiecare zi, încă de dimineața până seara. Încă din momentul în care ne punem seara în pat pentru a dormi, până dimineața când ne trezim, suntem în vizorul bunătății Lui Dumnezeu. Și această bunătate este predicatorul pe care Dumnezeu îl folosește în a mă îndemna în fiecare zi la pocăință. Adaug acestei bunătăți și Scriptura și predicile și îndemnul fraților, dar bunătatea mă îndeamnă la pocăință. Sau vom sta astăzi aici și vom zice, eu n-am nevoie de pocăință?
O, dar cum să nu? Pentru că tot Pavel avea să spună, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui, Dumnezeu. Dragii mei, în momentul în care ajunge păcatul în viața noastră, ceea ce El aduce nu este numai suferință și dezastru. Și aceasta este traiectoria care s-a regăsit uneori și în viața noastră. Da, tot ceea ce El lasă în urmă este suferință și dezastru. Și distruge vieți, și distruge cariere, și distruge destine și familie. Și poate vă veți întreba cum. Ajungem să fim orbi din punct de vedere spiritual și nu mai conștientizează oamenii că au nevoie de un răscumpărător. Facem din propria noastră moralitate un Dumnezeu și nu mai avem nevoie de Iisus. Fals. Avem nevoie de Hristos. Fără El nu suntem bine cum suntem. Doar cu El vom fi acolo pe drum după Iisus. Ajungem apoi să fim izolați, să putim în derivă pe marea vieții, să devenim singuri și neajutorați. Și spuneam în urmă cu câteva părtășii că diavolul se interesează de noi, știți cât timp? Cât suntem în voia lui Dumnezeu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Adam și cu Eva. Cât au fost în grădină, diavolul a fost acolo după ce au fost izgoniți. Nu mai citim în Scriptură că diavolul a dat târcoale și a stat de vorbă cu ei sau ceva de genul. Pentru că în momentul în care reușește să ne smulgă din zona aceea de har, nu-i mai pasă. Însă lui Dumnezeu îi pasă. Chiar și când trecem dincolo de zona aceea în dreptul căreia Dumnezeu a pus interzis. Lui Dumnezeu îi pasă. Și ajungem să fim orbi din punct de vedere spiritual. Și ajungem uneori să fim izolați. Și în cele din urmă experimentăm și noi o condiție mizeră. Identitatea noastră, dragii mei, în Hristos, este de copii ai Lui Dumnezeu. Dacă El este Rege, lăsați-mă, vă rog, să mă exprim așa. Suntem prinți și prințese pentru Dumnezeu. Avem autoritatea aceasta să poruncim. Dar tocmai păcatul este cel care ne dezbracă de orice fărâmă de autoritate. Schimbarea dreptului Bartimeu a fost posibilă din cauza că înainte de toate a recunoscut nevoia urgentă de salvare. Mai apoi a strigat în ciuda insistențelor mulțimii. Măcinat de această dorință de a primi vindecare, conștient de puterea celui care trece prin fața sa, Bartimeu știe că singurul mijloc prin care poate ieși în evidență este strigătul. Este acel verset 47 de care a spus deja, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Pentru el tensiunea este imensă, acum ori niciodată. Pentru el, asta avea să-i schimbe radical viața, ori își va petrece restul vieții în aceeași condiție mizeră. Dar să ne oprim puțin și să dăm un răspuns următoarei întrebări. Bartimeu strigă, versetul 47, care este răspunsul mulțimii la o nevoie atât de evidentă a omului? Știți ce spune versetul 48? Mulți îl certau să tacă. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, taci! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, taci! Acesta a fost jocul de cuvinte. Bartimeu striga, mulțimea la rândul ei. Nu pe un ton din acesta pozitiv, ci Bartimeu, taci. Așa a procedat mulțimea atunci. Dacă pentru un sportiv de performanță mulțimea aduce un plus de încurajare, dacă pentru un cântăreț mulțimea aduce vânzarea mai multor CD-uri, pentru omul acesta, dragii mei, mulțimea a fost o pierdere. Dar știți ce pot eu să învăț din istoria lui? Că trebuie să dobândesc acest curaj de a merge înainte, chiar și atunci când mulțimea este o piedică. De aceea, frații mei, să nu renunțăm, chiar și atunci când totul ne este împotrivă. Bartimeu dă dovadă de un curaj exemplar. Este în același timp un model de perseverență. Haideți să revenim din nou la mulțime. Știți care este gândul pe care mi-l transmite mulțimea? Se poate să-L urmezi pe Iisus și să nu înțelegi nimic din toată povestea urmării lui Iisus. Pentru ei, faptul că au fost cu Hristos a însemnat ceva ce dă bine. A fost un soi din ăsta de filare pe covorul roșu. Știți ce n-au știut ei? Că atunci când un om strigă și spune, Iisuse, ai milă de mine! Când cineva strigă și zice, ajutor! Iisus se oprește, indiferent cât e de grăbit.
Și strigătul acelui om de acolo, de lângă drum, a fost auzit de Hristos. Și a avut parte de o schimbare care l-a pus pe drum după Iisus. Și a primit o familie și a fost așezat în compania Sfinților lui Dumnezeu. Nu avea Domnul să spună în Luca 19:10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și a venit ziua, că versetul acesta a căpătat valoare în ce mă privește. Și a străit ziua în care versetul acesta a căpătat valoare în ce vă privește. Ne-a căutat Dumnezeu în diferite locuri și ne-a găsit. Ne-a mântuit Dumnezeu și astăzi nu avem o haină de cerșetori, ci una de prinți pentru slava celui prea înalt. Și de aceea ne putem bucura în Domnul. Și de aceea putem să cântăm aceste cântări și să există speranță chiar și în mijlocul dezastrului. Și să existe speranță chiar și atunci când parcă viața ne ia pe nepregătite și se joacă cu noi. Există speranță. Pentru că Cel care ne conduce chiar și prin valea umbrei morții are putere și aude strigătul nostru. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, putem să extragem un principiu de aici. Știți care este acela? Domnul Iisus se oprește. Știți unde? Acolo unde oamenii merg mai departe. Se îndreptau spre Ierusalim, Hristos, ucenicii și toată mulțimea. Și Bartimeu strigă lângă drum. Ceilalți îl certau să tacă. E prea grăbit, se îndreaptă spre Ierusalim, tăceți. Bartimeu, gata! Învățătorul dă să se ducă spre templu. El are un plan cu propria lui viață. Degeaba strige ajutor. Dar iată că suntem învățați că Iisus se oprește acolo unde oamenii merg mai departe. Și dacă am trăit această dezamăgire și oamenii poate că au mers mai departe, indiferenți, parcă fără să bage în seamă problema noastră, frații mei, Iisus, Domnul, se oprește. Și uitați-vă numai în text că strigătul a fost răsplătit cu o soluție. Și este răsplătit cu o soluție, știți de câte ori? De fiecare dată, întotdeauna. Și aduce cuvântul lui Dumnezeu în atenția noastră exemplul unei femei văduve, care s-a dus în fiecare zi la un judecător, care n-avea nicio teamă de Dumnezeu, care nu se rușina de oameni. Dacă n-am cunoaște cursul acestei pilde, nu e așa că ne-am oprit și am zice, femeie, nicio șansă, nu-ți mai bate capul cu asta, acceptă pierderea, lasă judecătorul în pace, tu nu vezi că e un om fără scrupule și nu poate să te ajute vis-a-vis de cererea pe care o ai? Dar fiți atenți cum procedează. N-am putere, zice ea. N-am pile, n-am cunoștințe, n-am relații. Dar am timp. Și mă voi duce în fiecare zi la ușa judecătorului. Și îl voi deranja în întâlnirile lui. Și îl voi deranja atunci când trebuie să iasă din birou. Și o să-i spun și astăzi, și mâine, și poimâine, problema pe care o am. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că judecătorul, în ciuda acelor insistențe, a dat un curs favorabil cererii acelei femei. Iubiți frați, iubite surori, nu știu care sunt motivele pentru care strigați, dar îndemnul meu pentru dumneavoastră este nu vă opriți. Chiar dacă mai trebuie multe rugăciuni, fiecare rugăciune este un pas înainte. Și raportez din nou ceea ce zic la cuvântul lui Dumnezeu. Perseverența este urmată de o mare răsplată. Matei 7:7, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dacă nu-i vorba de cerere, poate că e vorba de vis, vă rog, nu lăsați ca visele dumneavoastră să fie sufocate de glasul mulțimii. Nu lăsați să se întâmple asta. Pentru că întotdeauna se vor găsi oameni care să pună piedici, să taie elanul, să spună, nu-i chemat de Dumnezeu, să se oprească pentru că ceea ce face va atrage-o pe diavsa asupra lui. Nu lăsați ca visele voastre să fie sufocate de glasul mulțimii. Pentru că da, mulțimea va veni. Și va spune, nu, nu, nu și nu. Știți ce a zis mulțimea când Iisus a intrat în Ierusalim? Trăiască Domnul, binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului. Știți ce a făcut o săptămână mai târziu? Este un mincinos! A spus că este Mântuitor și nu este. Cu o săptămână înainte și-au dezbrăcat hainele, le-au pus pe drumul pe care s-a dus și o săptămână mai târziu mulțimea l-au scuipat și s-a dat cu pietre în el. Așa a procedat mulțimea.
De aceea, dacă e vorba de vise, chiar vreți ca visele dumneavoastră, dragi tineri, visele voastre să fie la cheremul mulțimii, care astăzi spune binecuvântat ești și mâine te împroască cou și coțet. Să nu lăsăm ca visele puse de Dumnezeu în mintea noastră și în inima noastră să fie sufocate de glasul mulțimii. Dacă e vis din partea lui Dumnezeu, să mergem înainte. Când frații lui David l-au văzut pe acesta, acolo în zona de război, au zis, îți cunosc răutatea inimii. Știți ce avea să zică Dumnezeu înainte? Samuel, alege-l pe el. Nu mă uit la cât e de frumos. Nu mă uit la cât e de înalt. Nu mă interesează faptul că e ultimul din familie. Trec dincolo de haine, trec dincolo de cămașă și ajung direct în inima lui. El este om după inima mea. Așa zice Dumnezeu. Frații au zis, nu, ești intrus. Și s-a bucurat de o prezență deosebită a lui Dumnezeu. Știți care ar trebui să fie reacția noastră în fața unor astfel de atitudini? Pune-te, rog, versetul 48. Bartimeu striga, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar auziți, el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Și această insistență a lui Bartimeu a condus la cea mai frumoasă invitație. Ce vrei să-ți facă? De ce a fost schimbat Bartimeu? De ce a fost luat din poziția aceea de lângă drum și pus pe drum după Iisus? De ce a primit o familie? Pentru că a recunoscut înainte de orice nevoie urgentă de ajutor. Pentru că a strigat în ciuda insistențelor mulțimii și în cele din urmă. Pentru că a renunțat fără ezitare la viața veche. În dreptul lui Bartimeu, Iisus a făcut mult mai mult decât să-l vindece sau să-l asculte. Știți ce a mai făcut Hristos? I-a oferit, dragii mei, un tratament neobișnuit. Cunoaștem din proprie experiență, din viața de zi cu zi, ce aude un cerșetor în momentul în care intră într-un restaurant, pleacă. Ce aude un cerșetor când vine și caută să se infiltreze într-un grup de prieteni, pleacă, lasă-ne pe noi cu ale noastre. Bartimeu avea să audă de atâtea ori în viața lui cuvântul pleacă. Însă știți ce îi zice Hristos? Chemați-l. Să vină la mine. Știți de ce mă încurajează felul în care îl tratează Iisus? Pentru că, dragii mei, este unul care ne primește așa cum suntem. Uneori nu suntem noi gata să primim un astfel de om în viața noastră și în familia noastră. Dar este unul care ne primește așa cum suntem, indiferent de trecutul pe care l-am avut. Și am fost tânăr în momentul în care m-am întors la Dumnezeu. Dar dacă e să fac o mărturisire sinceră, mi-e rușine de viața mea până în momentul acela. Și n-am făcut nu știu ce grozăvii. Dar raportat la ceea ce oferă Dumnezeu, sentimentul care trebuie să domine acel segment de viață trebuie să fie rușinea. Dar este unul care le primește așa cum suntem. Și îmi plăcea așa de mult o maximă pe care am citit-o și pe care mi-am notat-o și care zice în felul următor, fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos poate avea un viitor. Și am spus deja, Iisus este specialist în restaurarea sufletelor. Ce trebuie să facem noi? Versetul 49. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Pentru mine, haina aceasta de costum este doar un obiect vestimentar. Atât. Nimic mai mult. Însă pentru Bartimeu reprezenta atât un obstacol din cauza lungimii pe care haina a avut-o și de aceea a fost necesar să renunțe la ea, cât și din cauza, dragii mei, și aici lăsați-mă să interpretez gestul lui Bartimeu, cât și din cauza că pentru el haina reprezenta toată viața până în acel punct. Și fiți foarte atenți că înainte de a lua de pe umeraș haina mântuirii și a îmbrăca-o, noi trebuie să dezbrăcăm haina păcatului din viețile noastre. Întotdeauna trebuie să facem așa. Spune aici așa de frumos cuvântul Domnului că orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Înainte de a îmbrăca haina mântuirii, trebuie să dezbrăcăm
haina aceasta a păcatului. Versetul 52. Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Așa de mult îmi place versetul acesta. Hristos alege să-i schimbe radical viața. Și Hristos îl tratează pe omul acesta după ce s-a atins de el în felul următor. Du-te, credința ta te-a mântuit. Dar știți cum alege Bartimeu să procedeze? Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Iisus îi zice, du-te, dar el alege să rămână. Iisus îi zice, pleacă, dar el alege să stea alături de cel care i-a oferit vederea, demnitatea și cel care i-a oferit mântuirea. Vă aduceți aminte ceea ce s-a întâmplat în Ioan? Când Hristos și-a confruntat proprii ucenici și le-a zis, voi mai rămâneți? Sunteți singuri? Sunteți din ce în ce mai nepopulari? Din 70 ați rămas 12? Ba chiar știu, deși nu le-a zis asta atunci, că unul dintre voi este un trădător. 11. Nu sunteți chiar puțin? Voi nu vreți să plecați? Sunteți liberi. Și a zis atunci Petru așa de frumos, Doamne, am văzut puterea pe care Tu o ai. Am văzut felul în care ne-ai mântuit pe noi și casele noastre. Am văzut felul în care în mâinile Tale se înmulțesc pâinile și se înmulțesc peștii. Am văzut că în momentul în care Tu spui un cuvânt, este însoțit de putere și de autoritate. Am văzut posedați eliberați. Am văzut orbi vindecați, ciungi vindecați. Doamne, unde să ne ducem? Că până la urmă Tu ești Cel care ai cuvintele vieții veșnice. Suntem chemați astăzi. Și mai ales, dacă se află aici cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să procedăm așa cum a procedat Bartimeu. Să renunțăm la viața veche în favoarea celei noi. Să renunțăm la această haină a păcatului pentru a îmbrăca haina mântuirii. Să nu mai stăm lângă drum, ci să ne ducem pe drum în prezența Sfinților și după Domnul Iisus Hristos. În planul lui Dumnezeu, în agenda lui Dumnezeu, există un timp favorabil pentru orice lucrare. Bartimeu, să știți, a fost orb, a fost izolat, a fost cercetător, dar a fost deștept. Știți de ce spun asta? Pentru că a profitat de singura șansă la vindecare și la mântuire. De unde desprind gândul acesta? Iisus avea să treacă pe drumul acela pentru ultima dată. Și la singura întâlnire cu Iisus s-a agățat de El și a zis, da, Doamne, mântuiește-mi și mie sufletul, ai milă de mine. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. Suntem siguri în ce ne privește că ziua de mâine ne aparține? Suntem gata în a semna un document și să zicem, Doamne, n-am nevoie de Tine, de azi înainte pe cont propriu, ziua de mâine, fără implicarea Ta, oricum este a mea. Nu avem curajul să facem una ca asta, pentru că știm că nu suntem stăpâni pe propria noastră viață și suntem la distanță de un pas de moarte, la distanță de un pas de un accident de mașină, de a cădea, de a ne lovi, de a da cu capul și să nu ne mai ridicăm de acolo de jos. Cel care ne ține în brațul Lui este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Ei, dacă nu suntem siguri pe ziua de mâine, să luăm hotărâri noi astăzi. E o cântare care spune așa frumos, trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici. Și aici putem striga pentru că nu ne oprește nimeni. Putem striga și să avem această speranță că Dumnezeu ne ascultă. Evrei 3:13, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ce înșelăciunea păcatului? Știți care este cea mai uzată, cea mai folosită înșelăciune a diavolului? Am întâlnit-o în așa de multe dialoguri cu oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Unde ori merge toți, îi merge și eu. Să vedeți numai cât de naivi sunt oamenii. În ce privește cele spirituale, ei pot să spună, unde ori merge toți, mă voi duce și eu. Dacă e vorba să te duci la o operație unde s-a dus poate familia ta și medicul acela între timp a fost acuzat de malpraxis, te-ai mai duce la medicul acela? Eu nu. Dumneavoastră v-ați duce? De ce? Când vine vorba de aspecte fizice ale vieții noastre, suntem
atât de atenți și ne ducem la cei mai buni. Și dacă mama a mers la public, eu mă duc la privat ca în bani. Dar când vine vorba de mântuire, avem acest curaj să spunem unde ori merge toți, mă voi duce și eu. A fost un om în Biblie care a făcut exact așa. Luca 16, bogatul. Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc. Stai un pic, ce s-a schimbat? Unde ori merge toți, mă voi duce și eu. Asta a zis toată viața. Ce s-a schimbat? Știți ce s-a schimbat? Că vederea a luat locul credinței. Dacă azi credem în Rai, vine ziua în care îl vom vedea cu ochii noștri. Și în dreptul acestui bogat, această transformare a avut loc deja. Și a știut că mai era acasă 5 frați care gândesc exact ca și el. Unde ori merge toți, mă voi duce și eu, Avram. Trimite-te, rog, un misionar în casa tatălui meu, pentru ca să nu vină în locul acesta de chin. Să nu fim naivi. Dacă e cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L tratați pe Dumnezeu cu naivitate. Nu-L tratați pe Dumnezeu cu superficialitate. Nu suntem stăpâni peste viața noastră. Astăzi trebuie să spunem da lui Dumnezeu. Viteza este o caracteristică principală a vieții noastre. V-ați uitat la textul acesta? Mă uit la textul acesta și știți ce despin? Că mântuirea trebuie acceptată, știți cum? În viteză. Fără a mai sta prea mult pe gânduri. Dacă, de pildă, în urma unei erori, creionăm așa un scenariu, am fi anunțați mâine că am primit o casă în centrul Zalăului, câte luni v-ar trebui să mergeți să vedeți despre ce casă e vorba? Ce frate, nu luni, ani. Atâta ne-ar trebui. A doua zi, pac, birou avocatului să vedem casa despre care e vorba. Asta e casa. În cât timp pot să intru în posesia actelor? Când facem transferul? Cât timp ne ia transferul documentelor? Versetul 49. După ce și-a aruncat haina, orbul a sărit și a venit la Iisus. Când Domnul îi zice lui Zacheu, Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Nu vi se pare ciudat că la deschiderea unui nou magazin, oamenii se calcă în picioare pentru o reducere? Și Dumnezeu ne oferă cel mai valoros lucru pe care putem să-L dobândim aici pe Pământ. Totul este harul Lui. Dumnezeu ne oferă mântuirea. Mântuirea nu e la preț redus. E scumpă. Dar prețul nu trebuie să-L plătesc eu sau dumneavoastră. L-a plătit Dumnezeu prin Hristos. Și astăzi ne putem bucura de a Sa prezență. Și ne putem bucura de liniște și pace în viețile noastre. Pentru că într-o zi a plătit prețul păcatului meu. Dacă ar fi ca toată puterea financiară să fie în mâinile unui singur om, nici măcar el n-ar putea plăti pentru propriul suflet costul acesta al mântuirii, care nu-i la reducere, nu-i ieftină, dar care a fost achitată la Golgota prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să închei în această seară, spunându-vă ceea ce Blaise Pascal zicea. Credința se aseamănă uneori cu un pariu. El a spus prietenilor săi, dacă cred în Dumnezeu și în viața de după moarte și tu nu crezi, și dacă nu există Dumnezeu, amândoi pierdem când murim. Dar dacă Dumnezeu există, tu pierzi totul, în timp ce eu câștig totul. Frații mei, de azi înainte cu Dumnezeu. Dacă am fost cu Dumnezeu și până azi, haideți de azi înainte și mai serios cu Dumnezeu. Pentru că ne aruncăm privirea în trecut și ne recunoaștem și noi în locul lui Bartimeu lângă drum. Dar ne-a întins odată Domnul mâna, ne-a luat de acolo și ne-a pus pe drum. Și astăzi suntem în compania Sfinților. Mergem după Domnul Iisus. Mergem pe drum după Iisus. Și frumusețea acestui drum este că într-o zi vom sta față în față cu o ușă care deschide ușa Împărăției lui Dumnezeu. Hainele de cerșetor nu ne vor asigura intrarea, ci numai hainele de prinț. Ce înseamnă să ai haine de prinț? Înseamnă că haina pe care o porți să fie spălată în sângele Domnului Iisus Hristos.
Și dacă am primit acea haină, să ținem cu prețul vieții la ea. Și dacă s-a întâmplat ca acea haină să fie murdară, să-i spunem Domnului, Doamne, încă o dată te rog, curăță haina mea, pentru că vreau pe drum după tine, cât timp îmi vei da pe pământul acesta. Eu, familia mea, biserica din care fac parte, vrem să fim pe drum și să mergem după tine. Dacă trebuie să strigăm ajutor acum, să strigăm ajutor. Dacă trebuie să strigăm în ciuda unor obstacole, să strigăm. Dar haideți să dezbrăcăm tot ce ne ține rob acestui pământ și să luăm de pe umerașele Împărăției lui Dumnezeu haine care ne vor face să fim copii ai lui Dumnezeu. Prinți și prințese pentru gloria celui Sfânt. Haideți să ne ridicăm.